Această emisiune vă este oferită de Brixia. Fotbalistic nu poate să-și uite sportivii plecați în ceruri. În fiecare an ne aducem aminte de Ladislav Brușovski, plecat mult prea devreme dintre noi. S-a născut la data de 23 martie 1951, în aceeași zi cu prietenul lui de o viață, Dan Păltinișanu. A câștigat cu echipa UTA două titluri de campion național, iar primul la nici 17 ani. A marcat 100 de goluri în divizia A, fiind selecționat în mai multe rânduri în echipa națională. A rămas fidel orașului său natal, părăsindu-l doar pentru o perioadă, când a fost antrenor la Unirea San Nicolae Mare. Probabil, regretul cel mai mare a fost că nu s-a putut bucura de reușitele fiicei sale, Monica Brușovski. La fel ca și tatăl său, care a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc la doar 17 ani, mai exact în meciul UTA Petrolul, tot la 17 ani a debutat și minunea blondă a Aradului, în prima divizie a baschetului românesc la Basket Club Arad. Golgheterul all-time al bătrânei doamne s-a evidențiat în primul rând printr-o personalitate puternică. Cităm, cine își amintește de el, își amintește de golurile și de târzenia lui. A fost un mare fotbalist de picior stâng. E important să înțelegem că oamenii care au făcut glorie nu se uită niciodată. Trebuie să fim mereu aproape de ei. Probabil că ne văd de acolo, de sus, a spus Gyuri Vaci, președintele All Boys UTA. Mulți își aduc aminte de el și de piciorul lui stâng de fier, așa cum a făcut-o și Flavius Domide, zis Roșcovanul. Pentru mine a fost mare, adevărat, copil, am crescut împreună cu el. Când am venit la noi, a jucat extremă stângă. Extremă stângă, care pe post de fundaș era atunci când ne apăram, dar când atacam numai extremă stângă. Îmi amintesc de un meci cu Craiova. Noi am rămas în 10, iar el a tras toată echipa și am câștigat 1-0. Apoi când a ajuns la golul 99, zicea că mai are de trecut o etapă până la golul 100. 5 etape însă n-a reușit să înscrie, dar până la urmă a marcat la Vâlcea. A mai povestit Flavius Domide despre Johnny. Un capitol plin în istoria sportului arădean pleacă de la Ladislav Brușovski, Johnny, cum îi spuneau apropiații. Dar s-a mai întâmplat ceva înainte. Baronul Francis Neumann își făcuse echipa și voia să o vadă la lucru. Utiștii au jucat contra Banatului San Nicolae Mic și au pierdut cu 3-2. Ce e însă de reținut? Primul gol al meciului
a fost marcat în minutul 2 de un atacant pe nume Proșovski, tatăl celui care avea să devină golgheterul all-time al UTEI. N-a făcut carieră în echipamentul alb-roșu, pentru că baronul decidea imediat să-și aducă toate perlele vremii în echipă. Dar primul gol marcat vreodată de UTA este semnat cu numele Broșovski. Ladislav Broșovski este unul dintre oamenii emblematici pentru UTA. A marcat 100 de goluri pentru UTA în Divizia A, iar recordul îi stă și astăzi în picioare. Din 1968 și până în 1979 a apărat culorile bătrânei doamne. Două titluri de campion, meciuri în cupele europene, inclusiv confruntarea cu Feyenoord, prima performanță reușită de o echipă de club românească în Europa. UTA elimina campioana intercontinentală din Cupa Campionilor. Cifrele sale impresionante sunt dublate de descrierile celor care au jucat alături de el, de cele ale căror le-a fost antrenor, de ale prietenilor și de cele ale suporterilor. Ar fi putut să fie oricând pe scenă, așa șarm avea, iar ca fotbalist era printre primii. A spus odată unul din bunii săi prieteni, Doru Nica, fost crainic timp de câteva decenii la stadionul Francis Neumann. De 4 ori a jucat în echipa națională a României și, potrivit lui Doru Nica, avea un șarm că putea fi actor. După ce a agățat ghetele în cui, Ladislav Broșovski a devenit antrenor, tot la UTA, și la junior și la echipa mare. Ladislav Broșovski face parte din a doua generație de aur a Aradului. Alături de Gheorghe Gornea, Gabor Biro, Iosif Lereter, Eugen Pojoni, Flavius Domide, Mircea Petescu, Dumitru Kalinin, Mircea Xente, Otto Dembrovski, Florian Dumitrescu și Viorel Sima. Cităm, nici nu e nevoie de cuvinte mari când vine vorba de Johnny, mai mult decât un prieten, un părinte, pentru noi, cei care ne-a antrenat. A fost o pierdere imensă pentru fotbal, pentru Arad și pentru tot ceea ce a însemnat UTA, îl evoca Sandu Gaica. Venim pe rând, dar plecăm pe sărite. Ladislav Broșovski s-a stins la doar 39 de ani. Infarct. În prag de Crăciun, Crăciunul anului 1990. În spate a lăsat tot Aradul fotbalistic și nu doar, înmărmurit de tristețe. Rămâne o personalitate reprezentativă care îmbogățește istoria UTEI. Iar dacă vi se face vreodată dor de el, să știți că îl găsiți la fanshop-ul oficial al echipei UTA, deschis la Arena Francis Neumann. Alături de el, într-o pictură minunată realizată de tânăra artistă Roxana, sunt baronul Francis Neumann, Flavius Domide, Iosif Pecioschi și Ladislav Boniadi. 5 legende care vă așteaptă la o poză.
Această emisiune v-a fost oferită de Brixia.